Depende. Dus jij merkt het binnen. Să vedem, demonstrația. Cum gândim? Păi trebuie să încadrăm. Păi putem să luăm triunghiurile MBP și MBP și NRC ca să arătăm că BP este congruent cu RC. Deci îți convine că BP se află în triunghiul MBP și la fel RC se află în triunghiul. Deci simți așa că dacă te duci pe triunghiurile acelea și ai reușit să arăți, treaba ar fi să fie foarte bună. Deci fie triunghiurile, fie triunghiul care? Triunghiul MBP. MBP. Și triunghiul? Și triunghiul MRC. MRC, da? Da. MRC. Cele două triunghiuri au. Ia să vedem ce au, ce putem spune. Păi putem spune că unghiul MBP este congruent cu unghiul NCR, deoarece MBP cu NCR este un triunghi, se cuprinde într-un unghi isoscel, la baza căreia două unghiuri sunt egale. Deci sunt unghiuri ale triunghiului isoscel, dar mai înainte, da? Da. Deci vom spune că unghiul M, vorbește tu, M. Unghiul MBP. Da. Unghiul MBP este congruent cu NCR. Cu unghiul NCR. Din mod, din precizarea că triunghiul ABC, da, ipoteză. Ipoteză și menționăm, triunghiul ABC isoscel. Și putem spune că BA este de 45 de grade. Nu! Păi uite, la mine și 45 de grade e mai mare. Depinde că te-ai adunat. Deci n-am niciun motiv. Când ar fi fost de 45, dacă ăla de sus ar fi fost de 90, atunci cele două care făceau 90 împărțit în două. Deci nu am voie să spun așa. Doar sunt că sunt egale ca triunghiuri, ca unghiuri ale triunghiului isoscel. Mai departe. Ce mai au cele două? Deocamdată câte o lungi? Știm că nu. MB este congruent cu NC. MB cu NC de unde știi? Păi, nouă în ipoteză ne spunea că M este mijlocul lui AB. Așa. Și îl împărțea în AM și MB. Și N era tot mijlocul lui AC, care împărțea în AN și NC. Bun. Deci a rezultat că AM este congruent cu AN și MB cu NC. Deoarece împarte latura în două. Adică care latură? Latura AB și AC. Și ce știi despre AB și AC? Că sunt congruente. Asta e. Ele fiind congruente, împărțite în două jumătăți sunt congruente. Dacă una e mai mare și alta mai mic, nu? Dar de unde știi că sunt congruente? A fost triunghi isoscel. Ipoteză. Da? Ipoteză. Corect, păi asta este. Deci ce o să spunem aici? O să spunem că MB, da? MB e congruent cu NC, cum ai zis tu, NC. Și motivăm de ce în paranteză. Fiindcă AB congruent cu AC, AB congruent cu AC. Și jumătățile doar atunci sunt etate. Și supra 2, nu? Jumătate e cu cealaltă jumătate. Deci rezultă că aici că și mai adăugăm că era M la mijloc. Da? Avem așa, M și N mijloace. Mijloace. Și atunci reiese din acesta două că de fapt, că MB e cât, nu cât, nu?
deci asta a însemnat. Deci în toată asta e din ipoteză. Dar, dacă vrem să redactăm și mai riguros, aș pleca de la faptul că triunghiul ABC isoscel. Atunci AB cât era C. Și jumătățile sunt congruente. Și de acolo rezultă că mă bâi cât mai cât. Dar aici am concentrat-o așa a idei, că le aveam de aici din ipoteză. Bun. Ce mai au? Unde sunt suficiente aceste elemente? Ne-ar mai trebui unghi, neapărat. Păi noi observăm că unghiul BPM este de 90 de grade. BPM, da. Și unghiul CRN este tot de 90 de grade. Sigur că da. Deci măsura lui BPM, BPM, da. Este congruent. Egal, dacă spun măsura. Este egal cu măsura lui. CRN. Da. Și egal cu 90 de grade. Da. Și acum am trei elemente. Conform cărui caz de congruență? Unghi, latură, unghi. Unghi, latură, unghi. Este bine? Deci unghi, latură, unghi, da? Da. Deci conform cazului unghi, latură, unghi. Cele două triunghiulate spre analiză sunt congruente. Acum, deci spune că triunghiile analizate M, B, C este congruent cu N, R, C. N, R, C. Și fiind triunghiule congruente, reiese de aici. Deci rezultă că și BP este congruent cu RC. BP congruent cu RC. Congruent cu RC. Deci și BP este cât RC. MBP. Anul 1 l-a făcut deja pe acela. Și ce mai avem? Hai, mai adăugăm. BMP. BMP este congruent. BMP, unghiul de aici, cu da? RNC. BMP. Congruent cu unghiul? Cu RNC. RNC. Și încă ceva. Mai avem MP congruent cu NR. Așa, MP la tracată. Și MP congruent cu cine? NR. Cu NR. Vezi? MP congruent cu NR. Banul cu... MP, ai zis MP cu NR, asta. Da. MP cu NR. MP era la triunghiul de aici, NR la triunghiul celălalt. MP cu NR. Păi, să vedem... de aici, la punctul B, rezultă că MN este congruent cu PN. Trebuie să arătăm asta. Dar am arătat deja. Unde am arătat? Că MR așa. Așa. A, MR. Așa. Păi... Deocamdată am terminat problema. Dar nu am mai adăugat și alte lucruri. Da. Punctul A. Deci punctul A e rezolvat. Punctul B. Punctul B. Trebuie să arătăm că MR este cât PN. Păi, putem... Mă gândeam că acolo, la intersecție, s-a face... Hai să vedem, MR în ce triunghi ar intra? MR în ce triunghi ar intra? MR mă gândesc că intră în triunghiul MBR. M? BR. M, B, R. Eu l-am vedea în altul. Și eu. Este în alt triunghi. M, P, trebuie să triunghiul acela. Da, da. Dar unul care se fie la îndemnă. P, M, R. P, M. P, M, R. Da, P, M, R. Să-l așurez cu ceva. Și celălalt un alt triunghi. Deci triunghiul P, M, R. Uite-l. Așa. Și celălalt, și cealaltă latură în triunghiul. Nu râpă. Nu râpă. Deci, între unghiul ăsta altul. Și acum le luăm la spre comparare. Și dacă o să avem bacte să arătăm că este unghiul de concluent, atunci latura mâră, așa e mai cât la celălalt. Știm deja că unghiul P este de 90 de grade și unghiul R este de 90 de grade. Vezi? Elemente foarte. Deci fie triunghiurile. Deci fie triunghiurile.
Care triunghiuri? MPR. Da. M, P, R și triunghiul. Și triunghiul NRP. NRP. Despre cele două triunghiuri putem spune? Spune că triunghiul P, nu, M, P, R este congruent. Hai să o luăm așa, M, P, cu N, R. Congruent. Avem undeva? Foarte tare! Vezi ce s-am să scrii lucrurile acelea dinainte? Că noi putea să ne oprim aici. Dar am mai scris că să fie acolo. Deci, punem M, P, M, P, congruent cu N, R. Demonstrat. Demonstrat la A. Demonstrat la A. Mic. Da? Am demonstrat la punctul A. Știm că unghiul M, P, R este congruent cu deci măsura lui M, P, R egală cu măsura lui N, R, P. Egală cu măsura lui N, R, P. N, R, P. Și egal cu 90 de grade, că nu stai, că nu e clar. Și ce mai au cele două triunghiuri? Păi avem un... O latură, avem o unghi, latură unghi, latură. O latură sau latură unghi-unghi. Da. Depinde. Păi noi știm de data trecută că unghiul P, R, P, M, R este congruent cu... P, M, R, n-am de asta. A, nu, nu. N-am. Dar uite-te toate, M, P, R și P, N, R. Ce mai au cele două triunghiuri? Ai zis M, P cât N, R, unghiul ăsta cât ăsta și P, R-i comună, mă. Asta mă gândeam, dar am zis că... P, R-i și într-un triunghi și în cealaltul. Deci P, R se vede. P, R, latură comună. Așa zicem, P, R, latură comună. Și atunci, conform cărui caz de congruență? Latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Deci conform cazului. Latură, unghi, latură. Așa. Nu, latură, unghi, latură. Nu, unghi, latură, unghi. Latură, unghi, latură. Am avut acolo eu. Da? Latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Rezultă că triunghiul luate în discuție. M, P, R. M, P, R. Congruent. R. Acum e congruent cu triunghiul. NRP. Da? Triunghiurile sunt congruente și încă în plus, deci nu discutăm, din congruența asta, toate elementele celelalte nefolosite sunt congruente de unghiul de două. Păi, unghiul PMR este congruent cu PNR? Sigur că da. Dar hai să începem cu PR cât PN. Asta ne interesează. A. Nu? PR. Avem așa, PR. PR. Congruent cu... Congruent cu... Până. Până. Da. Și asta e ce trebuia să demonstrat. Și, sigur, și la de unghiuri, adică... Unghiul P, M, R și... P, M, R. Da. Dacă scriem doar unghiul mă e greșit. Da. Da, pentru că unghiul mă intră și aici, intră și în cealaltul. Deci trebuie cu trei litere pentru ca să-i duci din triunghiul ăla. Exact. Că așa ne-a zis, nu scrie M și gata. Stai o secundă, depinde dacă ai... Depinde de problemă. Dacă e simplu și nu e... Așa, dar și vine în vârful altor triunghiuri. Ce trebuie să-l pui dintre ei? Da, e foarte simplu, da? P, M, R, dar te și obișnuiești ca să spui litera la mijloc, da? Este congruent cu P, N, R. P, N, R. Cu P, N, R. Și încă, încă care unghi cu care? Mai trebuie un unghi. Unghiul... Dintre unghiul de la... Nu mă văd unde mă. M, P, R. Te uiți la triunghi, M, P, R. Are un 90, de ăsta e delegat. Mai e unghi de aici. Păi ăla ne e egal cu... M, R, P. Deci ne ducem în M, R, P. Ăsta e unghiul. A. Deci unghiul M, R, P. M, R, P. Este congruent cu... N, R, nu. N, P, R. N, P, R. Cu N, P,
Cu R? R. Deci o vine cu R ăsta, N cu R. Și cu ocazia asta, spunem că am rezolvat problema, nu? Am spus și încă elemente în plus, pentru că dacă autorul mă spunea fie I punctul intersecția lor, și spune, arată că triunghiul PIR este isoscel. Deci dacă ți-ar fi cerut în plus să arăți că triunghiul PIR isoscel, trebuia să arăți unghiurile la întrebări. Păi era ușor, pentru că știam deja că unghiul era sigur congruent cu unghiul. Da. Alo. Bună. Păi toți sunt în lecții. Sunt în lecții încă la matematică. Mai târziu, da, după ora 9. Salut. Deci, dacă autorul îți indica fie I punctul de intersecție și până îți cerea la punctul C, arată că triunghiul PIR este isoscel, tu trebuie să vezi că fie unghiuri la bază sunt egale, fie latura la IR cu IR cu IP. Dar IR cu IP nu am munceai mult. Dar pe I, unghiurile la bază sunt egale, ele aici. Da. N, P, R, adică tocmai unghiul ăsta, I, P, R, cu I, P, R. Iată cât de frumos dacă toți se scrie toate. Punctul următor e ca și rezolvat. Deci, de aceea, tot timpul avem grijă că atunci când avem o problemă și am rezolvat congruența triunghiilor, scriem și celelalte elemente toate. Că nu se știe când îți este de folos. Da? Deci, multă, multă grijă aici. Să vedem cealaltă problemă. Te rog. Fie punctele coliniare B, D, E, C în ordine, în această ordine și un punct A nesituat pe dreapta BC. Știind că BD congruent cu AD... Stai, n-am înțeles nimic, mă, stai să mă aștept, abla. O luăm ușor. Vrem să înțelegem, nu citit-o până la capăt. Important. Important până este acolo. Să începem, nu mai apare pe amintit. Depinde acum cât rupem problema, ce fraza, câte... Fie punctele liniare BD, EC în această ordine. Deci, în ipoteză, fii și tu, trecăm. În ipoteză avem B, virgulă D, virgulă E. Noi nu putem să facem cum făceam B liniuță, D liniuță, așa, D liniuță. B, D, E. Dacă scrim așa, înseamnă puncte pe liniare. Da, B, D, E, C. B, D, E și C, da? Puncte coliniare. Nu mai trebuie să spun coliniare dacă am spus liniuțele. Să sub înțelegi. În această ordine. Da. A, un punct de situat pe dreapta BC. Deci A nu aparține lui BC. A nu aparține lui BC. Știind că BD este congruent cu AD. Deci BD congruent cu AD. Da, segmentul, domn profesor. Segmente. Da. BD congruent cu segmentul AD. Da. Congruent cu AE. Congruent cu AE. Și congruent cu EC. Și congruent cu EC. Deci asta poate la fel în ipoteză. Să se arate că A, vedem deja ne cere. Concluzia. Amic. Amic. AC congruent cu AB cu AC. AB congruent cu AC. B. O să scriu direct sau spun distanța lui dintre D și AB. Dintre D și deci, de așa? B. Distanța dintre D și AB. De la D la AB, da.
congruent egal, egal cu distanța de la E la AC. La E la AC. Mai să desenăm dreapta. Da, da. Deci luăm un segment. O dreapta. Pe care avem punctele B, D, E, și ce, și, da? Da, și segmentele sunt egale între ele. Dar toate sunt egale? Da, B, e, D. B, D. Cu cine? Cu EC? Cu AD. B, D cu EC deocamdată. Aici, din cele patru, păi, din colinearitatea asta, doar B, D cu EC. Păi acolo cum spune că A nu aparține lui EC? Păi e loc undeva aici, au. A. Da? Deci noi luăm deocamdată că BD, uite cum face, BD, de o așa să fie, să fie mai mare. Și egal cu EC, aici EC, vezi? Deci BD să fie cât EC. Iar D e mai mică. D e... Și important după aceea să vedem cât AD. Cât AD. AD și prima E. Dacă se întâmple ca AD să fie cât AE, unde trebuie să le iau eu? Deci ai văzut ce am luat, nu? Da, văzut. VD și cu E ce mai mari. Da. Și D e mai mică. Da. Acum, eu trebuie să iau un punct în afara dreptei acestea, undeva A. Dar așa încât fie AD să fie cât AE. AD cât AE. Și să fie congruent și cu EC. Bun, și cu EC, o să vedem. Păi dar înseamnă că AE este cât BD. Faptul că AE cât AD, AE cât AD, unde trebuie să le iau pe A? Pe perpendicular ai spus tu, pe mijloc. Da. Uite așa, duc o perpendiculară și o duc așa, pe încât A o să fie pe aici, va fi. Ori mai sus, mai, ori mai jos. Unde se întâlnesc? O secundă. Ce trebuie să se întâmple? De acolo nu spune că A este congruent cu EC, dar EC nu e cât BD. Și am luat pe EC ca 3 cm, adică A e 3 și e 3 cm. Păi cine ai luat de 3 cm? BD și EC. BD și EC e luat de 3 cm. Da, amândouă. Și acolo spune că AE este congruent cu EC. Atunci ar trebui ca AE să fie tot de 3 cm? AE, da, așa. Și BD și AD să fie tot de 3 cm. Da. Dar uite cum fac eu aici. Cel mai deșteaptă de chestie este așa. Uite-te. A, tăiați un arc de cerc și... Și fixez aici. Și când am tăiat aici, gata. Ăsta e punctul afrontat. Iată. Iată. Acum am exact ce mi-a cerut autorul. Adică am BD cât DA cât A e, cât e ce. Da? Poate cele trei. Una, două, trei, patru. Deci BD cât DA, cât A e și cât e ce. Da. La punctul A ne cere să aflăm dacă AB este congruent cu AC. Păi, gândindu-ne că toate cele trei sunt congruente, știm că de la A... Este să arătăm că AB, asta... E congruentă cu AC. Bun. Cum arătăm aia? AB să fie cu AC.
ar trebui să... Să găsesc pe A, da, să intre într-un triunghi, cealaltă deci, în alt triunghi. Și, da. Și ele să fie congruente triunghiile, deci nu? Așa gândim. Păi, mă gândeam să intru în triunghiile B de A. Da. Și A e C. A e C. Deci ne oprim la triunghiile acestea, pe care le vom lua spre analiză. Deci fie triunghiile. Și triunghiul celălalt, da? Da. Ia să vedem ce șanse avem să le analizăm și să vedem ce putem spune despre cele două triunghiuri. Păi, deci fie triunghiurile. Două laturi din fiecare. Demonstrație. Deci fie triunghiul B de A. B de A și A e C. Și triunghiul A e C. Despre cele două triunghiuri putem spune că au. Că au BD congruent cu EC. Așa, BD congruent cu EC. DA congruent cu EA. DA congruent cu EA. EA. Toate zinii poate zi, nu? Da. Încă o latură? Păi asta trebuie aflată, nici nu te mai gândești la o latură. Deci un unghi. Care unghi e obligator acum, fiindcă ai două laturi? Care? Din pământ, din iarbă verde? Păi, astea. Cred că unghiul A. Care unghi? Dacă e latura asta, asta e cât asta, și asta e cât asta, care unghi trebuie să fie acum? Păi de. Unghiul de. Unghiul dintre ele. Adică B, D, A. Așa, și cu ăsta. Deci îți trebuie BDA obligatoriu cât A e C. BDA și cât A e C. Da, și cu A e C. Păi știm că... Na. Deci aceste două. Da, dar aceste două, cum se cheamă asta? Cum sunt acestea două pentru ele două? Fiindcă sunt coliniare, nu degeaba, a spus autorul. Hai să spun unghiul 1 și plus 2, cât fac împreună? 3. 1 și cu 2. Fac întregul, adică 110 grade. 110 grade. Dar în partea asta. Păi tot 180 de grade. Și oare aici, hai să spun 3 și 4. 3 și 4. Eu trebuie să arăt că 1 e cât 4. Da? Da, dar nu știu măsura. Nici pe 4, nici 1, nu știu de nici 3. Dar nu măsura, adică din altfel. Că ele împreună fac, ce fac? 180 de grade. Sunt, cum se cheamă, că sunt împreună fiecare. Sunt suplimentare. Dacă ar fi 2 cât 3, dacă ar fi, dacă, nu, nu știu. Atunci și 1 cu 4 ar fi, că sunt suplimentele până la 110. Acum am mutat problema, oare 2 cu 3 să fie? Dacă ar fi 2 cu 3, ce fericit am să fiu. Pe 2 cu 3 trebuie să fie neapărat. De unde se? Deoarece unghiul DAE este isoscel. Hai, vezi? Faptul că DAE are DA cât AE, ascunde că triunghiul este isoscel și 2 cât 3 și dacă 2 cât 3 și suplimentele 1 și 4. Și exact astea sunt trebuiții. Da? Da? Deci, la punctul, la demonstrația pe aici, cum vorbim? Zicem așa, triunghiul DAE, nu, zicem așa, DA este congruent cu EA. EA. Asta înseamnă că triunghiul DAE isoscel. Triunghiul DAE isoscel. Și asta înseamnă că... Că unghiul ADE... Deci ADE e congruent cu unghiul... E congruent cu unghiul AED. A, E, D. A, E, D.
azăie cu a, e, dă. Și dacă unghiurile acestea sunt congruente, da? Adică, altfel spus, 2 cu 3, nu? Da. Unghiul de, hai să spunem, unghiul 2, congruent cu unghiul 3. Asta înseamnă. Dar, pe de altă parte, știi că măsura lui 2 plus măsura lui 1, măsura unghiului 1, cât fac? 2 cu 1? 180 grade. Egal 180 grade. Măsura lui 3 plus măsura lui cât? Lui 4. Da. Egal cu 180 grade. Din cele 3 lucruri, reiese că... Reiese că unghiul BDA este congruent cu unghiul AEC. Deci unghiul BDA congruent cu unghiul? Congruent cu unghiul AEC. AEC. Și acum din astea 3, adică asta de aici, asta de aici și asta de aici, că latură, latură, unghi, latură, nu, latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Conform cazului latură, unghi, latură, rezultă că triunghiul luat în discuție, adică triunghiul care? BDA. BDA. Congruent. Este congruent cu AEC. Cu AEC. Și fiind triunghiurile congruente, trebuie să... Reiese acum și toate elementele sunt congruente două pe două. Adică? Adică, deci am luat fida cu AEC, că BA este congruent cu AC. BA congruent cu AC. Unghiul ABD. Ei, și triunghiile astea sunt incongruente și având laturile congruente, sunt isoscele și unghiurile astea sunt congruente și congruente între ele, deci asta și te ajută și te duci cu unghiurile toate, da? Da. Dar asta a fost important să spunem. Și acum distanța de la D la AB. Distanța de la D la AB. Prin cine se măsoară distanța? De la... Eu la mijlocul segmentului... Chiar e, oarecum, chiar la mijloc? Da, așa pare. Păi totdeauna când trimis o celă, e și în înălțime și mediană și mediatoare. Deci distanța asta cu distanța asta. Hai să notăm cu S și cu T. Deci trebuie să notăm că DS este cât e T. Păi... Acum trebuie să mă îngheri. Nu cred că trebuie să încadrăm în unghiuri. Adică dusul să fie egal cu et. Am putea să încadrăm în unghiul. Nu, totul dusul să intre într-un triunghi, să et într-un alt triunghi și să fie triunghiurile congruente. Păi, în triunghiul DSA și ETA. DSA și ETA. Ce au cele două triunghiuri, dacă nu? Păi, au pe DA congruent. Cu DA cu? DA cu EA. Da. Unghiul... nu, acum nu merge așa cum am zis atunci. Unghiul A este congruent cu